Primele date provizorii ale recensământului populației și locuințelor plasează județul Telorman pe ultimul loc în țară cu cea mai mare medie de vârstă. Peste 67% din populația județului locuiește în mediul rural, iar fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat în ultimii 10 ani. Nici la nivelul de educație nu stăm prea bine. În județul Telorman, aproape 44% din populația rezidentă are un nivel scăzut de educație și doar 8,8% are studii superioare. Datele provizorii ale recensământului au fost prezentate de Direcția de statistică în ședința Colegiului Prefectural. Recensământul populației și locuințelor runda 2021, date provizorii pentru județul Telorman. Rezultatele provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021 arată o populație rezidentă județului Telorman de 323.544 de persoane, în scădere cu 56.574 de locuitori față de recensământul precedent, cel din octombrie 2011. Majoritatea populației rezidente este de sex feminin, 165.107 persoane, reprezentând 51,03% și trăiește în mediul rural. 218.567 de persoane, reprezentând 67,55% din populația totală a județului, este populația care trăiește în mediul rural. Din punct de vedere al mărimii populației rezidente, județul Telorman se situează pe locul 30 în ierarhia județelor. Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Telorman crescând la 46,3 ani, față de 44,9 cât erau la recensământul populației din 2011. Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 3,9 ani, pe țară fiind de 42,4 ani. În ierarhizarea județelor, după vârsta medie a recensământului populației din 2021, județul Telorman se plasează pe ultimul loc. În cadrul regiunii Sud-Muntenia, din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, județul nostru poziționându-se pe ultimul loc, pe locul 7. Indicele de îmbătrânire demografică, numărul persoanelor vârstnice de 65 și peste, care revine la 100 de persoane tinere sub 15 ani, în județul Telorman este de 194,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, mai mare decât media națională, care este de 121,2 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, cu 73,7. Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică, care pentru județul nostru are valoare de 64,4 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte, mai mare decât indicele de îmbătrânire demografic la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte. În ultimii 10 ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori. 39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București. În această categorie se încadrează și județul nostru. În cadrul județului Telorman, conform datelor provizorii, populația înregistrată pe localități la nivelul recensământului populației și locuințelor 2021 în mediul urban este următoarea. Municipiul Alexandria avem 40.390, în scădere cu 5.044 de persoane. La recensământul populației din 2011 am avut 45.434 de persoane rezidente. Municipiul Roșior de Vede avem 22.294 de persoane, municipiul Turnu Măgurele 19.597 persoane, orașul Zimnicea 12.589 de persoane, Videle 10.107 persoane. Toate orașele și municipiile au înregistrat scăderi. În urma raportului prezentat și a datelor rezultate în urma recensământului populației și locuințelor, prefectul județului și-a exprimat îngrijorarea față de situația din Telorman. Deși informațiile se referă în principal la indicatorii rezultați ca urmare a procesării datelor statistice la nivel național, trebuie să remarcăm faptul că Telormanul se află pe a doua poziție într-un clasament negativ al județelor care au pierdut cel mai mare număr de locuitori în ultimii 10 ani. Este îngrijorător faptul că județul nostru a pierdut în ultimii 10 ani aproximativ 57.000 de persoane, reprezentând un procent de 14,9% din totalul populației înregistrată la recensământul din 2011.
Acest indicator ne arată că foarte mulți dintre cetățeni nu s-au regăsit în conjunctura economico-socială a ultimilor 10 ani, fapt ce a determinat să migreze către alte zone care să le asigure un nivel de trai superior, atât în țară cât și în străinătate. Față de această situație, este absolut necesar ca factorii de decizie ai județului să înțeleagă că dezvoltarea județului prin investiții publice și prin încurajarea și stimularea investitorilor privați reprezintă o urgență de grad zero. În urma centralizării datelor, cea mai mică comună din județ este Răzmirești, iar cea mai mare Orbeasca, singura localitate din Telorman care și-a păstrat dimensiunea cu o diferență de o persoană în ultimii 10 ani, este comuna Nanov.